Galeriile municipale de artă din Târgu Jiu au găzduit săptămâna trecută expoziția de arhitectură a unor studenți gorjeni care studiază la facultății de profil din țară. Proiectele au fost expuse de cei 10 studenți, printre ei aflându-se și fiul lui Sabin Cornoiu, șeful serviciului Salvamont Gorj, în prezent consilier județean. Vernisajul a avut loc în prezența și a altor arhitecți cunoscuți din Gorj și a unui public interesat. Ceea ce trafează este profesionalismul. În alta ținută la care sunt realizate aceste lucrări, aceste proiecte de arhitectură. Dacă acum 20 de ani, 30 de ani, intra un tânăr la 10 ani de la noi din Gorj, în ultimii ani avem sete de 10 copii care intră la facultățile din Timișoara, București. Anul acesta am zis să avem expoziția Viitor. Și viitorul reprezintă tinerii care vin după noi, pe studenți. Și am dorit să fie o expoziție a studenților gorjeni. Expoziția este deschisă publicului la galeriile municipale de artă pe parcursul a 2 săptămâni.